13 jucători de la FCSB, unii infectați, alții accidentați. Lovitura de începere au avut-o ieșenii. Un meci în care gazdele sunt favorite, având în vedere din nou improvizația care se numește FCSB. Bună centrarea și este gol! Gol înscris de tânărul Istrate la un moment de absență totală de concentrare din partea apărării lui Poliaș. Iată centrarea lui Panțâru. Este depășit de centrare Baxevanos. Acolo cred că trebuia să apară Mihalache, pentru că el îl vede, el e cu fața spre Istrate. FCSB încearcă să iasă în pase din apărare, riscant însă, pentru că iată pe Platini reușind să recupereze. Platini, Cristea, șutează Cristea și înscrie 1-1. Greșeală mare a FCSB-ului, care a vrut să rezolve elegant acest moment de apărare. Iată aici acțiunea cu șutul foarte bun la colțul lung. Ciudat se apără Soiledis, care Istrate încearcă un pressing. Mihalache din nou. Pasă verticală. Platini. Oh, ce pasă bună de Cristea. Și este 2-1, gol marcat de Pasalia. Excelentă pasă dată de Cristea. Din șutul lui Pasalia, din acel ricoșeu, Platini se demarcă Cristea, pasa este senzațională. Pasalia scăpat din marcaj de Perianu. Încearcă să intervină acolo Cristea. Minge recâștigată de formația ieșeană. Acțiune de atac favorabilă și este 3-1 la o greșeală de apărare majoră. Înscrie din nou Cristea. Da, Cana este acolo, dar și Soiledis îl lasă pe Cristea, deși îl are într-o primă fază, îl are în fața lui și este destul de aproape. Echipa are tonus, simte că are în față o trupă de copii și cât pe ce să asistăm la golul de 4-1. O nouă minge care trece prin apărarea FCSB-ului. Și e o excelentă minge în adâncime pentru Platini. Platini, pasă bună, Pasalia, Fentă. Oh, ce ratare! Ce frumos a judecat Pasalia. Schimbare de direcție. Pasă bună a lui Popescu și șut pe mijlocul porții a lui Olaru. Pas la margine și lovitură de cap, apără senzațional Axinte. Buș lovește bine mingea cu capul. A fost mingea aceea respinsă de Panțăru, care trebuia să ajungă la Popescu. Nou pericol mare, acest corner bine bătut de Poliaș. Cu stângul, bine executată și înscrie Cristea cu capul. Hat-trick-a lui Cristea, 4-1, Poliaș. 36 de ani, iată cât este de bun, cât este de formă. Soiledis este acolo, română și engleză. Multă mare, greșește Axinte, care comite faul. Asta înseamnă lipsă de experiență, lipsă de tehnică a postului. Nu poți să ieși așa. Vadă reacția portarului, să vedem dacă Axinte știe asta. A știut, nu a știut, ce este că a primit gol. În aceeași manieră. Da. Vine stânga Panțâru, se demarcă în profunzime Buș, n-ajunge la balon. Acum însă, mingea revine, Buș încearcă colțul lung. Și contraatac periculos, contraatac 3 contra 3, pasă bună și este 5-2, gol marcat de Andreas Calcan. Reluare sigură, reluare de fotbalist adevărat, prins pe picior greșit, Straton nu poate interveni. FCSB încasează 5 goluri, greșeala lui Panțâru. Este în continuare
continuare situație de 3-3. Apare Calcan, prins mult în spate, în spatele lui Enache nu poate interveni și Calcan găsește într-adevăr finalizarea ideală. Îi prinde pe picior greșit și pe Miron și Panțărul ajunge târziu. Platini două pasă splendidă. Calcan! Oh, ce intervenție frumoasă a lui Straton. Mingea se ducea în vinclu. Calcan l-a depășit pe Ovidiu Popescu, cel penalti din care am scris Tănaș. Victorie mare, victorie la scor. Poliaș face 9 puncte. Cristea, hat-trick împotriva fostei sale echipe.